Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate și în seara aceasta aș vrea să vorbim despre cum putem să-i ajutăm pe cei care au greșit. Și cu siguranță vă veți întreba la cine ne referim. Toți suntem greșiți și Sfânta Scriptură spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar în această seară vreau să ne referim mult mai specific la cei care au greșit în societate și au fost pedepsiți pentru lucrul acesta. Sunt mulți care greșesc și încă nu sunt pedepsiți, dar în seara aceasta vom vorbi despre deținut și închisoare și despre ce ar putea face nu doar societatea, dar ce pot să facă bisericile, ce pot să facă ONG-urile, ce pot să facă cei care cred că există posibilitatea reabilitării. În seara aceasta mă bucur să îl am în studio pe domnul Mircea Cristian, președintele Fundației Stânca a Viacurilor. Îi spun bun venit și mă bucur că putem purta acest dialog. Bună seara și mă bucur tare mult că putem să fim împreună în seara aceasta. Ați pus bazele lucrării Stânca a Viacurilor în România și sunteți implicat de 28 de ani. Au trecut anii. Cineva ar fi foarte curios, cum ați ajuns să vă implicați în această slujire, care nu-i foarte ușoară, probabil, și în urmă cu 28 de ani, cred că era așa o chestiune despre care nu știam mare lucru cineva. Cum ați ajuns totuși să acceptați să vă implicați? Lucrurile sunt în felul următor. Pe vremea aceea eram subinginer la CFR, lucram și îmi bucuram tare mult de ceea ce făceam, îmi plac foarte mult construcțiile și mi-au plăcut întotdeauna. La Biserica Sfânta Treimii din Constanța a venit o familie din America, din Statele Unite, care de ani de zile se rugaseră ca să poată să ajungă în România și să poată să ajute poporul român și, în mod special, pentru cei care sunt închiși. Și eu am venit în România, am fost surprins să aud că au venit ca să meargă în închisor, să spună despre faptul că, să spună deținuților, că și pentru ei există șanse de iertare și de schimbare. Așa că eu am venit în Constanța și după câteva luni de în Constanța, cumva ne-am întâlnit și m-au rugat într-o zi să mă duc să-i ajut să traduc pentru ei în penitenciarul Poarta Albă. Asta se întâmpla în 1993. Primul meu impact cu Poarta Albă a fost, deci total diferit ce este acum, ceea ce pe mine m-a frapat a fost că oamenii de acolo erau oameni absolut normali, care erau într-un sistem penitenciar, erau încarcerați, erau închiși, dar cu același fel de probleme ca și mine, ca și oricare alt om, cu mult mai multe nevoi ca și mine și ca alt om. Și una dintre nevoi de care aveau nevoie foarte mult era o nevoie de speranță, nevoie de iertare, nevoia de a ști că există o a doua șansă și pentru ei. Ceea ce m-a frapat pe mine a fost că deschiderea lor și dorința lor de a afla care sunt lucrurile care îi pot ajuta pe ei ca viața lor să fie schimbată. Și în mod special, această vinovăție care pe umerii foarte multora apasă să fie ridicată. Am fost să ajut ca și voluntar și apoi după câteva luni bune, un an, am simțit că trebuie să fac mai mult decât să mă duc din când în când, să-mi iau concediu ca să mă duc și atunci am decis să renunț la serviciu și să fac asta în fiecare zi. Deci am putea spune că a fost curiozitate sau a fost ceva mai mult decât curiozitate? Unii pot să fie mânați în anumite proiecte de viață, să le spun așa, să zic că, ce interesant de aici, ce am explorat, am descoperit un teren nou. Cum este într-o slujire creștină? Ce care e elementul care contează? Deci, eu cred că este mai mult decât curiozitate. Faptul că creștinii citim Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, sunt în Cuvântul Lui Dumnezeu atâtea de multe învățăturile care ne îndrumă către caracterul Domnului Hristos. Și primul lucru care vedem clar la Domnul Hristos a fost bunătatea și mila și îndurarea. Și de fiecare dată a dat o a doua șansă. Și avem pasaje care vorbesc despre oameni care acolo viața a fost schimbată, Onisim, un dintre ei, da? N-a fost o dorință de a vedea ceva, ci a fost cu adevărat parcă o dorință de a face ceva pe care parcă simțeam că trebuie să-l fac. Inima mea a fost lipită de acei oameni, bărbați și minori și tineri, care au fost acolo văzând nevoia lor avidă de cineva căruia să le pese de ei, să petreacă timp cu ei, să le spună că există și pentru ei șansa de schimbare.
Asta cumva a determinat și decizia pe care am luat-o în ulterior. Deci a fost mai mult decât o dorință mă de a merge. Ați început să discutați puțin și despre de ce ați făcut lucrul acesta și mă pun în locul unora care ne ascultă și recunosc că cumva există o prejudecată față de cel care a fost închis pentru anumite fapte și el a fost închis pentru că a călcat legea, s-a stabilit vinovăția și consecințele au fost ca atare. Și atunci întrebarea ar fi de ce noi, cumva, contra curentului, nu că n-am avea respect față de lege, dar noi, bisericile sau chiar și organizațiile, ONG-urile, ar trebui să venim în sprijinul celor care sunt condamnați. Da, este o întrebare foarte bună și cred că, din nou, mă întorc înapoi la răspunsul care îl găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu. Și Cuvântul Lui Dumnezeu este acolo un pasaj care Domnul Iisus spune: am fost în închisoare și ați venit pe la mine, sau ați fost în închisoare și nu ați venit pe la mine. Întrebarea pe care o pun multora dintre cei cu care mă întâlnesc este: care e motivația sau care era așteptarea venirii sau nevenirii la penitenciar? Un lucru care este cert, de care cei care sunt în închisoare au nevoie, este că au nevoie să știe că nu sunt singuri, că nu au rămas singuri. Cred că societatea civilă trebuie să înțeleagă că noi, fiecare dintre noi, este imposibil să existe un om care n-a făcut o greșeală, mai mică sau mai mare. Dacă plecăm de la acest principiu, atunci înseamnă că fiecare dintre noi avem această vinovăție, da? Păcat. Chiar dacă nu suntem la închisoare. Da. Este foarte clar. În funcție de gradul de vinovăție, am ajuns sau n-am ajuns să fim condamnați pentru fapta noastră. Dar există o astfel de faptă. Atunci, poate că și indulgența noastră ar trebui să fie sub o altă formă. E adevărat că în momentul în care fapta pe care o faci tu aduce un prejudiciu unei persoane fizice, unei societăți, oricui, legea este foarte clară, ca și legea Dumnezeu, că pentru faptă este și răsplată sau pedeapsă. Acum, pedeapsa la un moment dat se încheie și omul își păsește pedeapsa. Ar trebui ca din punctul respectiv, cumva, viața lui să poată să reintre într-un făgaș de restaurare. Iar acest făgaș de restaurare are de face exact cu aceste punți care trebuie reconstruite între comunitate și el, societate și el, și cred, din punctul meu de vedere și al nostru, că un rol foarte important îl au bisericile și ONG-urile, societatea civilă, cum o numesc eu, pentru că ei sunt cei care o întind o mână cu dorința de a ajuta pe acele persoane în procesul de reintegrare. Acum, când spunem statul, am putea să spunem statul egal instituțiile statului. Și le fac, își fac partea lor. Cu siguranță și o fac. Dar până într-un punct, pentru că legea, sunt momente în care legea nu dă voie să facă mai mult. Unde noi, societatea civilă, putem să facem mai mult. Și atunci această combinație, această simbioză între cele două părți, care au același scop, cred că dă efectul scontat. Și anume, ca persoana care iese din penitenciar, dintr-un sistem de detenție, să poată să aibă șansa să meargă într-o comunitate, în familie, într-o biserică, acceptat, și să redezvolte, să reformeze acele valori pe care nu le-a avut și cumva să aibă viață de om liber. Deci eu cred că este extrem de important ca bisericile, societatea să implice, dar, din nou, scopul să fie ca acele persoane care au fost încarcerate să simtă că există și pentru iertare și există posibilitatea ca să fie iertare în mod special pentru faptele făcute. Interesant este că Pavel spune în Romani, capitolul 13, dregătorii nu sunt de temut pentru faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia, adică are autoritate. Cu alte cuvinte, ce a spus este că, pe de-o parte, autoritățile sunt chemate să aplice legea. Inevitabil. Și clar că aplicarea legii
îi poziționează cumva de o anumită parte a baricadei, dar în același timp și să introducă pe deținuți într-un proces de recuperare. Pe când, din ceea ce a spus mai înainte, bisericile și organizațiile nu sunt focalizate pe acest sistem de adevăr, dreptate și consecințele asupra persoanei respective datorită faptelor lor, ci mai degrabă pe recuperare, pe persoană, indiferent de fapta care a făcut-o, neinterferând cu sistemul de justiție, da, și lămurind dacă e corect, nu e corect, dacă aplicarea respectivă se face într-un fel, ci mai mult central este persoana, ajuta omul și ajuta în special recuperarea lui în acest context pe care, prin care trece. De aia este extrem de important să fie implicat și, cum ați menționat, există și în Sfânta Scriptură argumente pentru a ne implica. Ați menționat textul din Matei 25, despre Filimon, oare mai sunt și alte texte care am putea să ne gândim la ele? Îl avem și pe Petru, care a fost și după acolo prin închisoare un pic, deci mai mulți care au fost prin penitenciar. Este foarte interesant că sunt foarte multe texte din Biblie care au fost pe penitenciar. Uitați-vă la Iosif, care a fost prin penitenciar. Acum, ați menționat un lucru care este foarte real. Noi, când mergem în penitenciar, nu suntem interesați de fapta omului care este acolo. Noi nu întrebăm niciodată și niciunul dintre cei care lucrează cu Stânga Veacurilor, cu Fundația Stânga Veacurilor, nu trebuie să întrebe și nu au voie să întrebe care este motivul pentru care ești închis acolo. Pentru noi nu este important asta. Pentru noi este important altceva. Cum poți să ajungi să fii un om liber? Iar această libertate are a face fără să discutăm noi despre ce a făcut justiția, ce a făcut... Nu, nu e treaba noastră. Nu să evadeze. Nu e treaba noastră. Da. Nu, este libertatea în principiu acea lăuntrică, pentru că sentimentul vinovății este unul care este real. Și noi nu avem nevoie să punem ceva în plus, noi nici să scoatem, noi trebuie să arătăm că trebuie fi vindecat. Iar vindecarea are loc într-un singur mod. Vedeți, cuvântul penitenciar pleacă de la penitență. Penitență înseamnă părere de rău. Părerea de rău și recuperarea. Sunt două părți ale penitenței. Părerea de recuperare și recuperarea. Cred că este foarte important ca acest proces să aibă loc una lângă alta. Și părerea de rău, care are loc prin momentul în care ești izolat față de familie, față de toți ceilalți și petreci timp în închisoare. Și apoi părerea de rău este faptul că familia ta este acasă și suferă și tu suferi. Și recuperarea trebuie să fie din momentul în care l-a fost arestat. Recuperarea să fie ok, ai făcut un lucru greșit, plătești, dar hai să vedem ce facem după aceea. Care sunt pașii pe care faci după aceea, nu numai ca să nu intri aici, ci ca să fii un om liber cu adevărat. Liber de lucrurile care le-ai avut interior, care au produs fapta în sine. Mm-hmm. Deci avem pasaje din Scriptură și foarte interesant că ne-a dus și la termenul ăsta de penitență, care înseamnă o pedeapsă care era impusă, dar în același timp și mărturisirea păcatelor cu scop de a fi ispășite, iertare, da, pocăința. Și când m-am gândit acum la ce a spus, la termenul acesta de penitență, m-am gândit că nu în mâna statului a fost prima dată pusă ideea aceasta de penitență, ci tocmai este legată de biserică. Este legată de biserică și vinovăția și eliberarea de vinovăție și pocăința și toate aceste concepte care au de-a face cu omul care a greșit și recuperarea lui sunt într-o strânsă relație cu biserica. De aceea nu cred că ar fi nepotrivit să afirmăm faptul că de aceea biserica trebuie să se implice sau ar trebui să se implice. Cel mai grea condiția penitenciarului nu sunt gratile, ci este propria persoană. Ce este în sfârșitul unui om atunci când ajunge să fie cu sentința luată, să fie închis, este acea închisoare a păcatului, a remușcărilor, a greșelilor. E cel mai greu lucru, a faptului că de fiecare dată este ceva care te ține și nu poți să ai niciun fel de liniște și bucurie, pentru că în mintea ta acel păcat, acea faptă făcută, acel ceva te mustră, te macină. Până când nu este eliberare, de fapt asta este eliberarea, este ca să rezolvi
problema. Problema o rezolvi în momentul în care o mărturisești. În momentul în care ai curaj să spui, am greșit. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău, am greșit. Am învățat, acum încerc să repar tot ce am greșit. Aia este de fapt pocăința. Aia este de fapt lucrul pe care biserica îl face. Societatea spune, ai greșit, ești aici pus încarcerat pentru o perioadă, va trebui să faci următoarele lucruri, niște reguli și e normal să fie așa, dar biserica îți spune, ok, ai greșit, ești încarcerat, dar să spun ceva, există speranță, Dumnezeu poate să ierte orice păcat ai făcut. De fapt, asta și vrea. Vrea ca păcatele deci, cu alte cuvinte, mai mult ne întoarcem la rolurile în acest proces de recuperare a celui greșit. Nu vreau să spun că rolul statului este nu e atât de important, pentru că Scriptura spune că este important și aplicarea legii extrem de importantă, dar mai mult se axează pe comportamentul omului și pe a-l face să simtă consecințele comportamentului, dar nu reușește să-l ajute să producă schimbarea ca să nu mai repete acel comportament, schimbare care vine doar prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este foarte clar că așa este. Vedeți, educația mă învață să cunosc mai mult. Educația mă învață să știu, să am cunoștință, să știu cum să le aplic acele cunoștințe și e foarte important asta. Toate lucrurile care le acumulez în timpul vieții mă ajută la ceva. Dar când vorbim despre relația unui om cu Dumnezeu, vorbim despre o relație care este foarte personală, ea este dincolo de educație, este o relație care are de face cu acel parte spirituală, iar cea care se ocupă de partea spirituală este biserica. Și ceea ce este extraordinar este că bisericile în România, discutăm despre o țară unde preponderent este creștină. În contextul acesta, cred că este foarte important ca acele valori pe care un om la un moment dat l-a abandonat și a putut să facă acea faptă, acele valori trebuie să crea aduse în viața lui ca să mai facă fapta. Deci cumva ne întoarcem înapoi la valorile lui Dumnezeu. Fără acele valori lui Dumnezeu, ești un om întemnițat, într-un fel. Chiar dacă ești afară. Sunt mulți oameni care sunt afară pe stradă și se umblă, dar ei sunt întemnițați în propriile lor păcate, în propriile lor vicii, în propriile lor dependențe. Libertatea adevărată este când aceste lucruri nu mai sunt în viața ta. Iar pentru cei din penitenciar, pleacă într-un mod expres, focalizat pe lucrurile pe care le-au făcut. Dar este o libertate care chiar trebuie adusă în viața lor într-un mod real. Aș vrea să vă întreb ce faceți în mod efectiv la Fundația Stânca Veacurilor. Care sunt principalele activități? Pentru că cineva care ne ascultă nu știe bun și cum îi ajutați pe deținuți, ce anume face și dacă puteți să ne spuneți. Da. Noi, Fundația Stânca Veacurilor, am înțeles că un lucru care este foarte important este să le vorbim oamenilor despre o persoană care poate să aducă eliberare în viața omului și aceea este Domnul Iisus Hristos. Fără să atingem nicio fel de confesiune, fără să ne discutăm despre niciun fel de cult, nici pro, nici contra, noi discutăm despre ceea ce care este starea omului în momentul în care ne întâlnim cu el și cam care sunt nevoile pe care le are acel om ca să poată să devină liber. Aducând în viața lui lucruri noi pe care le-a știut sau nu le-a știut. Noi avem programe, facem programe, sunt programe pe care le-am acreditat, sunt acreditate de către Administrația Națională Penitenciară, cu care avem o foarte bună colaborare și care fac un lucru extraordinar, deși. Programe pe care au plecat de la această ideea faptului că ca să poți să ajuți un om, trebuie să știi care este nevoia lui principală. Noi am încercat să observăm, să vedem care sunt nevoile celor care sunt închiși, pe categorii, pe vârste, pe sex, bărbați, femei, minori, tineri, adulți. Și în funcție de problema lor, de vârsta lor, am încercat să gândim care sunt lucrurile cu care ei se pot confrunta, care sunt acele lucruri care ar trebui să le aducem în viața lor, care să aducă în viața lor și iertarea, și eliberarea, dar și o relegare a relațiilor cu familia. Pentru că, pentru reintegrarea în comunitatea unui persoană care este încarcerată, familia este foarte importantă. Familia, biserica sunt foarte importante. Și atunci, noi aceste programe plecăm de la nevoile lor și le definim. Și în momentul în care le definim, este inevitabil să ajungă la o concluzie. Cum rezolv problema respectivă? Și noi spunem în felul următor. Rezolvarea se face așa. Și definim toate rezolvările pe care există, sociologice, psihologice, sociale, dar o aducem și neapărat
important este care este rezolvarea pe care o vede Dumnezeu prin cuvântul Lui. Din nou mă întorc înapoi. Suntem o țară care credem în Dumnezeu și credem că valoarea asta lui Dumnezeu trebuie să fie inclusă în procesul de recuperare. Lăsând ca omul să aibă această perspectivă întreagă a lucrurilor care pot să aducă schimbare în viața lui, dar, preponderent, iertarea o poate aduce decât relația lui cu Dumnezeu. Iertarea unui om, iertarea vinovăției, o poate aduce păcatele, greșelile, o poate face decât relația lui cu Dumnezeu. După care, după ce relația lui cu Dumnezeu se schimbă, el poate să facă mai departe, să îndrepte greșeala făcută, având o discuție cu cel pe care, dacă vrea să meargă mai departe și noi îndemnăm pe cei care au făcut astfel de lucruri, să rezolve și cu cei pe care au avut conflictele sau ce s-a întâmplat, dacă se poate rezolva și această relație între cei care deci, v-ați referit aici la programe și dacă deci faceți anumite programe care au fost acreditate, adică mai pe scurt, ce anume? În sensul cursuri, în ce constă un program de genul acesta? În sistemul penitenciar este începând în 2013, este un sistem care a fost adus anume și este, noi credem că este bun. Un program, ca să poată să fie program, trebuie să aibă cel puțin 12 întâlniri, fiecare întâlnire să aibă cel 50 de minute, ca un program de clasă, cu scop, cu obiectivă, cu tot ce... Este exact ca un program de școală. Ca un deci program, un program de educare. Educație. Uh-huh. Și el, acest program are un scop. Deci fiecare program pe care avem în parte are un scop. De exemplu, vă dau un exemplu, programul Nou Început. Un Nou Început are un scop. Scopul este ca să poată cel care este participant la program să știe că trebuie să fie un nou început. Trecutul nu-l poate rezolva. E în spate. El acum în prezent. Trebuie să fie un nou început în vederea recuperării și reintegrării în comunitate. E acel început trebuie să înceapă exact prin aceste puncte. Ok, cine sunt, ce am făcut, de ce am făcut, ce sunt mai departe, care e valoarea mea și unde ar trebui să ajung. Și noi, timp de 12 întâlniri cu ei, ne întâlnim și discutăm foarte deschis care sunt lucrurile abordate din toate punctele de vedere să înțeleagă perspectiva pe care o vrea Dumnezeu pentru viața lui, pe care o vrea societatea pentru viața lui. Și lăsând la latitudinea lui să ia deciziile care trebuie să luate. Dar, de fiecare dată, spunem în felul următor că dacă deciziile pe care le ia sau nu le ia, deciziile pe care le ia va influența viața lui. Sunt bune, o va influența în pozitiv. Sunt rele, o va influența negativ. Dar decizia îi aparține 100%. Noi ce facem? Le oferim șansa ca să înțeleagă care sunt realitățile cu care se confruntă. Deci, o activitate majoră este activitatea asta de educare a deținuților, da. Adică mergeți în penitenciare, țineți lecții, ați făcut referire la aceste patru domenii care, de fapt, nu sunt întâmplătoare, le vedem și la Domnul Iisus Hristos, creștea în înțelepciune, în statură, plăcut lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, dimensiunea socială, spirituală, fizică și chiar partea asta de înțelepciune rațională sunt importante. Și atunci aveți un set de cursuri, de programe elaborate de... Începute de noi, da. Câte aveți? 7 programe sunt. 7 programe. Da. Dar pe lângă acesta avem programe, de exemplu, este un program pe care noi l-am focalizat și l-am gândit mai de mult, de mulți ani făcut, în 2013, cred că s-a acreditat, se numește Pași câte familie de acasă. Este un program preponderent pentru pregătirea în vederea reîntoarcerii în comunitate, în familie, în mod special, și o reconectare a familiei de către persoana care este încarcerată, încercând să încurajăm persoana care este acolo, încarcerată, să reia legăturile cu familia, dar să le ia într-un mod responsabil, într-un mod în care să o construiască relația cu familia și familia încurajăm să poată să aibă loc, să aibă o reluare a legăturilor cu cei care sunt încarcerați. Este un program care are un impact foarte mare pentru că una dintre lecțiile programului este acea reuniune de familie unde se reîntâlnesc soții cu familia, cu soțiile și copiii. Efectiv. Timp în care noi le dăm lor șansa ca să cumva să aibă curaj să uite în ochii copiilor, soțiilor, spună, îmi pare rău, am făcut ceva ce nu m-am gândit cât de mult veți suferi și voi și eu. Și cumva în toate cele 12 lecții el învață de responsabilitate de soț, de tată, față de familia lui.
Și noi încurajăm ca să înceapă să aibă curaj să practice acest lucru, să practice bunătatea, să practice nu numai aștepta lucruri, ci a și oferi poate un zâmbet, poate un lucru frumos pe care nu s-au gândit înainte ca să-l facă. Și deci cumva programe, aveți și programe, nu doar cele educative, dar ele sunt cuplate și cu alte programe sociale de pentru familii, ajutorări. Da, în măsura în care am primit în anii, am primit din partea penitenciarului câteodată solicitări de a ajuta fie familiile unor deținuți care chiar aveau probleme foarte mari și erau într-o tensiune teribilă și noi ne-am dat seama că modul în care putem să ajutăm pe ei este să ajutăm familiile lor care sunt acasă în mari nevoi. Și am încercat să ajutăm nevoile familiilor de acasă. Deci noi nu facem nimic fără ca să fie într-o foarte strânsă colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarului, pentru că noi nu mergem acolo ca să creăm tensiuni, ci noi mergem să le ameliorăm, să le atenuăm. Ați avut și evenimente sau aveți și evenimente ocazionale? Am avut evenimente cu ocazia sărbătorilor Paștelui, a Crăciunului. Găsim, încercăm să sunt evenimente pe care penitenciarul ne cere să le avem, evenimente pe care facem în penitenciar. Sunt evenimente la care participăm în afară cu ele. Au fost evenimente care noi am ieșit cu în comunitate cu deținuți și am făcut curățenie, dau un exemplu, am ieșit și am făcut curățenie cu ani în urmă la Muzeul de Arheologie în Constanța, am curățat tot ce înseamnă acolo, am luat tineri din comunități, din biserici și cu cei care au fost închiși, am făcut acolo curățenie, am făcut totul frumos, lucru pe care cumva m-a adus în viața lor această responsabilizare a faptului că ceea ce fac eu rămâne curat, și asta a fost și emblema. Curăține sau curăție, curățirea începe cu mine, cu viața mea. Deci noi încercăm să aducem în viața lor și în viața comunității ideea că ei nu sunt niște oameni care trebuie tot timpul închiși, sunt niște oameni care vor reveni în mijlocul nostru și cu cât ei vor vedea că nu sunt împinși în afara comunității și comunitatea cumva vor să-i primească înapoi, dar schimbați, asta creează o relegare a relațiilor. Cine ne urmărește nu prea vine să creadă că așa cum ies deținuții, intră... Nu oricine. Deci asta arată că totuși sunt niște reguli sunt clar. Funcție de acestea acționăm. Vă aduc aminte că discutăm în seara aceasta despre împărtășim iertarea și noi ca și creștini, ca și oameni care mărturisim că l-avem pe Iisus Hristos în viața noastră, cei care am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, trebuie să le spunem și altora că există posibilitatea de a fi iertat. Deci stăm cu domnul Mircea Cristian, președintele Stâncii Veacurilor din România. În câte penitenciare sunteți implicați la ora actuală? La ora aceasta avem programe în 33 de penitenciare în țară. Diferite programe. Avem programe prin echipe în 12 penitenciare în țară la ora aceasta. Și toate acestea le gestionați de la Constanța? De la Constanța. Noi cumva am considerat că gestionare. Noi am lăsat o foarte mare independență fiecarei comunități în parte, fiecarei echipe în parte. Am creat echipe și fiecare echipă are destul de mare libertatea să facă programe într-o colaborare foarte strânsă cu departamentul de educație de la fiecare penitenciar, dar da, din Constanța încercăm să fim cei care cumva să stăm în spatele tuturor ce au nevoie de ajutorul nostru. Cum arată o zi când mergeți într-un penitenciar? Adică am înțeles ce activități faceți, aveți programele acestea de educație, aveți programe sociale pe care le faceți cu deținuții, dar cum arată o zi când merge cineva la Stânca Veacurilor în penitenciar, de în afara penitenciarului până la intrare și la ieșire? Da, pentru noi deja este un lucru foarte normal. E o rutină. E o rutină, da. Bineînțeles că trebuie să fim foarte atenți la rutina asta, pentru că sunt niște reguli care trebuie respectate și anume n-ai voie să introduci nimica, n-ai voie telefon, n-ai voie SIM-uri, n-ai voie cartele, n-ai voie ceasuri smart, n-ai voie căști. Sunt lucruri care trebuie să le știi foarte clar, pe care trebuie să le respecti, pentru care noi cerem fiecare voluntar să semneze. Fiecare voluntar care intră este pregătit înainte de a intra în penitenciar despre cum să se poată lucra cu o persoană care este în detenție. Pregătirea asta durează câteva ore,
și se încheie cu semnarea unor acte de voluntariat care sunt absolut necesare. Și noi ne prezentăm la poartă cu fiecare cu mapa, cu materialele pe care le avem de dat, adică materialele pe care le facem în lecția respectivă, pixuri și cu ce avem noi nevoie ca să putem să scrie. Și intrăm foarte, bineînțeles că de cel puțin 3 ore fiecare își verifică buzunarele și să nu cumva să aibă bani sau alte lucruri care nu sunt acceptate în penitenciar. Ne prezentăm la poartă, cei că sunt de la educativ ne așteaptă, accesul este deja în penitenciar în poartă, dăm buletinele, intrăm prin primul filtru, unde se face controlul, vedem dacă sunt... Sunteți însoțiți, deci... Tot timpul, deci noi nu ne mișcăm în niciun penitenciar fără să fim însoțiți de către cineva din partea penitenciarului. Este lege, noi o respectăm fără să comentăm. Suntem însoțiți la locul unde avem programele, acolo fie de cei care vor fi participanți sunt în interior sau vor veni ulterior peste câteva minute. Și programul începe ca și eu, un program de cu niște oameni care ne cunoaștem, fără să fie nici fel de tensiune între noi, din contră, se bucură că ne văd foarte mult, de foarte multe ori spun ne bucurăm tare mult, abia așteptam să veniți. Este un lucru care ne bucurăm foarte mult, pentru că atitudinea noastră care mergem acolo nu este cu atitudine de judecată, ci este cu atitudinea unui om care vrea să întindă o mână, spune hai să vedem dacă putem să plecăm pe drum împreună ca să poți să fii un om liber. Sunt niște reguli care le avem foarte clare, nu luăm nimic din penitenciar, nu aducem nimic în penitenciar, sunt niște reguli care fiecare persoană care este voluntar într-o orice organizație sau biserică este obligat să le respectă și nu le respectăm. Dar aveți voie să vorbiți în mod liber cu deținuții, să purtați da, în loc? Da, să... deci relațiile sunt, așa cum discutăm împreună, aceleași discuții sunt și acolo între noi. Discutăm împreună, ei pun întrebări, noi punem întrebări. Deci este o discuție continuă, nu suntem noi profesori, ei sunt elevii, noi punem întrebări, ei răspund, ne pun noi întrebări, noi răspundem. Deci noi încercăm să fim disponibili la nevoile lor. Și sunteți însoțiți și în programul de un ofițer? Nu, în timpul programelor nu suntem însoțiți. Programele educative nu necesită ca să fim însoțiți de către o persoană din penitenciar. Deci puteți să vorbiți cu deținuții. Dacă au ceva să vă împărtășească confidențial, pot să o fac acolo sau există o procedură pentru a... Dacă chiar este ceva confidențial și vor să vorbească noi, noi de obicei vorbim cu cel care se ocupă de programul nostru, spunem, uitați, dânsul ar vrea să vorbească sau doamna ar vrea să vorbească cu doamna sau cu domnul, ce credeți că se poate face, dânsul și ne spun care e soluția, dacă este o soluție, cu tot dragul, dacă nu, da. Nu forțăm lucrurile. Da, deci respectați ceea ce, absolut. Ce se spune. Deci aveți voluntari care merg în penitenciar, dar spuneați că toate aceste reguli care există, din punct de vedere al penitenciarului, al vieții de acolo, dar și modalitatea de a lucra cu un deținut, care trebuie cunoscut, necesită o pregătire. O pregătire a celui care merge în penitenciar. Cum faceți dumneavoastră această pregătire? Pentru că mi se pare că e cumva cheia a putea face lucrarea aceasta în mod eficient. Da, deci este o realitate ce spuneți noastră și anume este foarte posibil să-ți dorești să faci o lucrare, să faci ceva anume, dar din dorința ta de a face lucrul respectiv să nu știi care sunt lucrurile care implică lucrarea respectivă, care sunt implicațiile lucrării și în loc să iasă ceva bun, să iasă ceva rău. Și unul dintre lucrurile care noi am înțeles foarte clar este că ca să pot să conduc mașina, am nevoie de un carnet de conducere. Am nevoie să fac o școală. Ca să pot să iau examen de facultate, am nevoie să trec prin școală, să dau niște examene, să le fac. Noi nu dăm examene, dar este un timp de cel puțin 4 ore când cel care vrea să devine voluntar nostru trebuie să stea lângă coordonatorul care face pregătirea, să asculte câteva lucruri pe care sunt absolut importante, și anume normele care trebuie să respecte în momentul în care intră în penitenciar. Foarte clar. Nu iei, nu primești, nu dai, nu vorbești, nu discuți, nu te conflict, nu contradicție. Sunt câteva lucruri care sunt importante. 2. Discutăm despre persoana care este în fața noastră. Care sunt problemele cu care se pot confrunta ei? Cu ce se confruntă ei? Care sunt problemele emoționale cu care se confruntă ei?
Noi nu încercăm să rezolvăm problemele acestea emoționale. Noi nu mergem acolo pentru ca să găsim situația cu ce se confundă, dacă au ce mâncă, dacă au ce se îmbrăcă. Nu e treaba noastră asta, nu pentru asta mergem noi. Și atunci noi mergem să discutăm despre cum putem să ajutăm noi în nevoile care le au și, în mod special, sunt cele spirituale și emoționale. Și atunci noi îi pregătim pe fiecare om în parte să știe că un om care este în penitenciar se poate confrunta cu lucrurile acestea. Acum, pregătirea aceasta, ca să putem să facem noi acest manual pe care l-am făcut de pregătire, l-am făcut încercând să învățăm de la oricine altcineva care a lucrat sau lucrează în penitenciar și are experiență. Și am pus fel de fel de întrebări, am citit fel de fel de cărți, am fost și ne-am pregătit în mod direct în alte țări, să vedem perspectiva pe care o au și alte țări despre cum se poate face o pregătire a unui persoane care lucrează în penitenciar. Am pus toate aceste materiale la un loc și am făcut un manual de pregătire. Cum să te porți cu cel care este la poartă, care este acolo și așteaptă ca să te primească, să-i dai buletinul? Care este motivația ta? De ce mergi? Care este atitudinea ta? Inclusiv până la modul în care cum să te adresezi, cum să vorbești și chiar și cum să te îmbraci. Deci toate regulile sunt așezate încă de la început în ceea ce privește această slujire în cu deținutul. Ce provocări există în această lucrare? Cred că societatea în care trăim este într-o continuă schimbare. Iar schimbarea de care vorbesc eu nu în toate palierele este o schimbare pozitivă. Sunt și schimbări care sunt, din păcate, negative. Una dintre provocări pe care noi o întâlnim este nevoia pe care ei o au foarte mare a unui loc unde să poată să locuiască când se eliberează. Foarte mare. Este o perioadă de 30 de zile care este critică pentru cei care n-au să stea. Ar trebui să fie un astfel de loc. Noi am și încercat, pericolul de a se întoarce probabil pericolul înapoi. Pericolul este foarte mare să întoarcă înapoi și pericolul de a nu avea pe cineva lângă el atunci când este în perioada asta, cineva care să-l ajute să nu comită nicio altă infracțiune, este foarte mare. Deci sunt nevoie de astfel de locuri. Noi am tot spus cu cei care ne-am întâlnit, la nivelul la care noi am putut să avem comunicări, că noi credem că, văzând și alte țări, statul ar trebui să se implice, aici este rolul statului. N-ar trebui să pună povara asta mai pe ONG-uri sau pe biserici. Ar trebui să fie agenția aceea pentru recuperarea activelor statului, cei care sunt confiscate. Ar fi soluții de a ajuta ONG-urile care ar vrea să se implice în aceste caractere, acest palier, cu spații nu neapărat să fie ale lor, ci să poată fie folosite fără să plătească impozite și taxe. A doua provocare foarte mare este că ONG-urile sunt privite în România ca și o firmă. Iar taxele și impozitele pe care ONG-urile le au, le plătesc, sunt echivalente cu cele care sunt acolo care produc ceva, produc bani. Ceea ce duce la o mare provocare din partea noastră, pentru că noi primim banii din donații care au fost deja o dată impozitate, sunt încă o dată impozitate ca urmare a taxelor care se plătească. Deci asta este un impediment pe care noi încă în România nu s-a găsit o soluție pentru a rezolva acest lucru. Un alt impediment este, cred că societatea, fiindcă este într-o mișcare continuă, pandemia a dus un blocaj a faptului că oamenii le este frică să se mai implice social în relația cu alții, parcă aș dori mai mult să se protejeze, ăsta ar fi un alt impediment. Și cred că și teama de a lucra cu persoane care sunt în penitenciar. E adevărat că ca să lucrezi cu ei, trebuie să știi cum să lucrezi cu ei, iar și când ești afară din penitenciar, să știi cum să lucrezi cu ei. Iar faptul că mulți cred că este un lucru foarte ușor, de multe ori se întâmplă să aibă evenimente, acele evenimente aduc la un zid care se construiește, spune nu, mai vreau să lucrez. Formează penitenciarul sau deformează? E întrebare grea. Da, este o întrebare grea. Eu aș vrea să spun în felul următor. Influențează penitenciarul. Într-un sens sau altul. Îl influențează pentru că intri într-o subcultură care este clară a celor oameni care sunt acolo, este o subcultură
care apoi când ești afară trebuie să este acel termen desistare. Desistarea este singurul garanția faptului că cel care este eliberat va rămâne liber, dar desistarea le face cu implicarea unei comunități, a ceva care să-l ajute să aducă valorile în viața lui, să le păstreze. Deci este o influență, este inevitabilă o influență. Și nu este neapărat o influență ușoară peste care să treci. Aveți ceva, să zic așa, mărturii, rezultate înregistrate în acești ani, fără neapărat, nu mă refer aici numai la cifre, ci poate la vieți de oameni care au fost schimbați, care s-a văzut o transformare reală, nu doar acolo unde erau în penitenciar, dar și după ce au ieșit. Da, sunt. Noi încercăm să ținem legătura cu cei care sunt în penitenciar și care ies, după aceea încercăm să le-am și spus, dacă vreți să ne căutați, dacă vreți să contactați, asta este adresa unde ne puteți contacta. Dorința noastră este ca, în mod special cu cei care lucrăm, pentru că poate că ar vrea mult să vină să ceară ceva, dar cei care lucrăm pentru că poți să știi cum, de unde îl iei pe om, cu ce ai lucrat. Deja îl cunoaște. Îl cunoaște. Încercăm să facem lucrul acesta, dar vreau să știți că mai este un lucru care este foarte clar, este cert, este evident. Toți cei care sunt în penitenciar își doresc să uite acea perioadă. În momentul în care ești într-un acest sistem, își doresc să uiți, să fugi cât poți de el. Și dacă vrem și dacă nu vrem, noi suntem cumva asimilați ca fiind oameni care am întâlnit acolo cu ei, chiar dacă noi am fost acei oameni care cumva au fost în partea angajaților. Partea problemei și a... Da. Dar și asta pentru că pentru ei, momentul care ne văd și aduc aminte de lucrurile care prin care au trecut, iarăși, durerea, singurătatea, lucru care noi nu le putem explica și nici nu cred că trebuie să explicate. Fiecare om știe că atunci când e singur este foarte greu. Pentru ei este foarte greu să mai treacă peste lucrul ăsta. Dar sunt oameni care ne-am întâlnit, da, oameni care acolo vieți sunt schimbate, da, oameni care au familiile din nou. Chiar de curând am primit un telefon de la o doamnă, o soră, care s-a căsătorit cu o persoană care a fost penitenciar, să ne mulțumească, m-a sunat să ne mulțumească pentru viața lui schimbată, radical, din penitenciar și cât de important a fost programele pe care le-a făcut și cât de valoroase au fost acele diplome care le dăm noi la sfârșitul unui program. Ne-am bucurat foarte mult. Sunt oameni care ne-au sunat din străinătate să ne mulțumească pentru faptul că ne-am ocupat de el în penitenciar și lucruri pe care le-a aflat atunci ar fi trebuit să le afle mai mult, mai devreme și atunci ar fi fost sigur. Sunt rezultate. Dar să vă spun un lucru, domnul Daniel. Pentru noi este important să punem această sămânță. Noi ne dorim și credem, ce spune cuvântul, că nu este niciun cuvânt care de la Dumnezeu care nu se va întoarce la el fără rod. Și noi credem că sămânța care a fost pusă, acel cuvânt al Dumnezeu care ajunge în inimile lor, de aceea e importantă biserica să fie implicată, acel cuvânt care nu duce către o cult, nu duce către ceva anume în îngrădire, ci acel cuvânt care să poată găsi el, să dea libertatea, să poată bucura de el, nu se va întoarce fără rod. Este o promisiune în partea Domnului. Așa că noi ceea ce facem, o facem cu credincioșie, mergem și ducem acest cuvânt, îl plantăm, îl punem, crezând că la un moment dat rezultatul va veni. Vreau să vă întreb aici, nu doar că despre ipoteza asta format și deformat în penitenciar și mi-ați răspuns legat de influență, dar am sesizat din ceea ce spuneați că și ce se întâmplă după ieșirea din penitenciar este extrem de important. În ce măsură bisericile, ONG-urile sau cunoașteți fac ceva în direcția asta? Eu aș vrea să vă spun ce facem noi. Noi am pregătit, iar am pregătit despre educație, am pregătit un manual, iarăși ne-am interesat, iar am citit, iar am vorbit cu oameni care au fost închiși, oameni care acolo viața a fost schimbată în închisoare, să ne spună care sunt frământările prin care au trecut, de ce au trecut, cum au putut să depășească. Și am învățat din cărțile de sociologie, am învățat de la cei care au făcut cu mulți ani înaintea noastră lucrarea din penitenciar, am învățat că sunt niște reguli pe care o comunitate, o biserică ar trebui să știe cum să lucreze cu o persoană care este ieșită din detenție.
Și am făcut o afirmație puțin mai devreme, este o subcultură în care o persoană trăiește o perioadă oarecare. O subcultură care are propriile valori, are propriile provocări. În momentul în care o persoană se eliberează, el a trăit în acea subcultură. Trebuie o perioadă în care să iasă din subcultura aceea, să intre într-o altă cultură sau subcultură. Este o perioadă de tranzit. Noi ceea ce facem este învățăm pe cei care lucrează sau care vor să lucreze sau care cred că trebuie să lucreze, și acum eu cred că orice biserică ar trebui să simtă asta, că trebuie să lucreze, pentru că, cel puțin de un anumit motiv, acel om care intră într-o închisoare este membru al unei biserici. Eu, la un dat, am făcut această propunere ca în momentul în care persoana este arestată să fie anunțat și preotul, parohul, păstorul, presbiterul bisericii de unde acel om a fost membru, să știe că din patriarhia lui, din parohia lui, din biserica lui, din congregația lui, este o persoană care a ajuns în penitenciar. Acest lucru va produce o responsabilizare a comunității, a bisericii, și cumva și pentru perioada în care este în detenție, dar și pentru perioada când se eliberează. Dacă e să fim, să avem modelul Domnului Hristos, atunci modelul Domnului Iisus Hristos este clar. El s-a preocupat de toate aceste detalii și pe care trebuie să ne preocupăm și noi. Deci, ceea ce facem noi este încercăm să învățăm asta pe cei care sunt în comunitate și cred că sunt comunități care au început să facă lucrul acesta și acolo unde bisericii au avut și putere financiară, care trebuie să luăm în calcul, și au primit și din partea statului, de ce nu, că sunt ajutoare. Unele biserici l-au primit, altele nu. S-a putut creona un astfel de locuri unde să poată să se înceapă procesul de recuperare a persoanelor mediții. Dar procesul este mai mult decât fizic, este unul emoțional. Pentru că el are de-a face cu legătura cu el, nu numai să-i dea un loc să stea, ci are de-a face cu acel mediu în care el să poată să reiasă din acea subcultură, să intre într-o viață liberă de om care gândește liber. Mai avem doar câteva minute. Care sunt câteva aspecte foarte specifice, un minut, două mai avem, în care se poate implica cineva să vină alături de dumneavoastră pentru a vă sprijini în această situație? Sunt câteva moduri. Deci, cred că, în primul rând, noi sunt nevoie de oameni care să aibă inimă și pasiune ca să ajute pe cei din lângă ei și doresc să facă asta. O pot face în mod direct, dar trebuie să vă spunem că noi credem că voluntarul trebuie să fie un om care trăiește ceea ce vorbește. Deci nu o să acceptăm voluntari care nu trăiesc ceea ce vorbesc și vă spun că se pot întâmpla astfel de lucruri. Doi, dacă vor să implice în a ajutora programele noastre, cheltuielile sunt mari, cel puțin pentru programele care se fac prin corespondență sunt mari, pot face donații. Dacă nu pot face donații, măcar acel 3,5% sau 2,5% cât se poate da pentru organizațiile neguvernamentale care sunt și furnizori de servicii sociale, iar noi suntem avem acest statut, pot să ne întrebe cum pot ajuta. Și dacă ne spun de unde sunt, putem să poate să le dăm o idee. Cred că foarte important se roage pentru noi. Foarte important asta. Sediul este în Constanța și cei care doresc vă pot contacta. Pe site este www.stancaveacolor.com. Se poate vedea toate detaliile dacă vor să știe multe detalii despre ce lucrăm, cum lucrăm. Mai multe detalii sunt pe site. Mulțumesc mult pentru faptul că în seara aceasta ați fost cu noi la această emisiune și trebuie să spun că e o emisiune specială, nu vorbim toată ziua despre acest subiect și cred că aici lucrarea de transformare e mult mai evidentă. Viața unui om care a fost bun într-un fel și aduce anumite îmbunătățiri și prin apropierea lui de Dumnezeu apar schimbări, este într-un fel, de acolo unde diferențele sunt foarte mari a unui om care a fost căzut, a unui om care a trecut prin diferite traume, prin diferite fapte care au fost, pentru care a fost condamnat, cred că acolo se vede mult mai evident ce poate să facă Dumnezeu atunci când noi am ajuns poate chiar la căpătul puterilor. De aceea eu vreau să spun că o scrisoare pe care am citit-o recent a celor cu care corespundăm spunea în felul următor.
Am fost o persoană, nu contează ce a fost, ce n-a fost, contează afirmația aceasta. Mă bucur că Dumnezeu a îngăduit ca acum să fiu în închisoare, pentru că m-a oprit din drumul meu, aș fi făcut mai multe fapte. Mă bucur că am descoperit pe Dumnezeu care a dus în viața mea libertatea. Pentru noi este cea mai mare mulțumire să vedem astfel de oameni care, sau cineva a spus, am intrat ateu, acum mulțumesc Dumnezeu că sunt un creștin. Da, mulțumesc mult pentru această emisiune, pentru că ați fost cu noi. Mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit în seara aceasta și ce frumos, dincolo de toate aceste experiențe, să recunoaștem cu toții că Dumnezeu are puterea să ne schimbe pe toți și că există o a doua șansă, că noi putem să beneficiem de iertarea pe care Dumnezeu vrea să ne dea fiecăruia dintre noi. Vă doresc o seară bună pe săptămâna viitoare. Cu bucurie așteptăm să ne întâlnim.